Salutare prieteni și bine v-am regăsit aici la un nou episod din seria noastră de FIFA. De data asta o să jucăm un nou match de kick-off, o să jucăm un Real Madrid-Barcelona. De ce am ales să joc așa? Fiindcă am vrut să văd, eu fiind un fan foarte mare Barcelona, am vrut să văd cum e echipa Barcelonei. Așa că am zis că cu cine să joc, contra cărei echipe să joc în afară de Real Madrid. Bun, ați văzut și voi echipa. Da, deci dacă vreți să mai arăt o dată, Suarez, Griezmann, Messi, De Jong, Rakitic, Busquets, Alba, Umtiti, Piqué, Semedo. Din nefericire nu-i cu update-ul făcut, de aia n-am început și o carieră. Stați de mai încet, așa. Eu tot voiam să încep o carieră. Și poate mulți vă întrebați de ce n-am început cariera și tot e felul, stai de mai tare jocul la voi. Ei bine, squadurile nu sunt adaptate. Deci nu au update-ul făcut, deci nu, uite, vedeți că și aici nu există un Ansu Fati. Bun, gol Suarez. Nu există un Ansu Fati, nu există nimic, știți? De-aia nu, încă nu fac carieră și că voiam să fac carieră cu Craiova, dar nu e Andrei Ivan, știți? Nu e Kosic ăla, sau cum îl cheamă de venit de la AEK. Nu sunt jucătorii ăștia și la fel și la toate echipele din Liga. Așa că o să mă joc după ce apare update-ul, adică am să fac o carieră. Mi se pare inutil să fac o carieră acum. Dacă nu încep direct cu toți jucătorii, nu știu, la alte echipe, precum FCSB sau așa, nu cred că e cazul, că nu cred că au făcut transferuri sau din astea. Dar, de exemplu, uitați, la Barcelona nu există un, asta cum îl cheamă, un Ansu Fati, nu există nimic, știți? Până la urmă, nu, okay, eu chiar sunt curios ce OVR o să-i dea, dar probabil nu prea mare. Așa, iată, scapă Messi aici singur, nu mi-am făcut-o prea lungă. Așa, uite acolo un Griezmann, e că nu-mi doream să văd pe Griezmann la Barcelona. Momentan nu prea demonstra nimic, care pare că a mort Griezmann, față de ce era la Atletico. Pariu. Față de fosta echipă e cam apă de ploaie. Încă joc pe profesional, deci încă nu mi-am schimbat asta. Vreau un pic să mă obișnuiesc așa. Deci încă nu mi-am schimbat. Marcelo, bă, tot la fel de rapid îi bată să bată. Nu. Bă, vreau să batem acum pe Real 30-0. Ce Griezmann, că ăsta n-are nicio treabă acum. nici nu știu ce OVR are în joc. Chiar a 8 și 9. Ia, deci ar trebui să dau să, în joc să fie ușor să dau goluri cu el. Nu știu, părerea mea că le trebuie un winger. Penalti. Ce mă? Penalti, da? Nu, nu e penalti. Fiți atenți, deci after B. Așa, bun. Asta. Nu mă, nu știu cum se bat, bă, nu știu cum se bat. Am tăcut așa să mă concentrez, dar abar n-am cum se bat astea. Uite, știu, Curtoa trage de timp, dar nu știu pentru cine. Că ei sunt cam conduși. Îi zic că cineva asta și locul ta. Bă, momentan, deci Real Madrid e slabă până și în joc. Momentan. Bine, nu că Barcelona ar fi prea bună în real life acum, la momentul actual. Dar stați, voi să-și revină Messi, Suarez, ăștia. Că au fost și accidentați. O pasă foarte proastă. Dar aia e. Bă, i-am uitat să pornesc lampa și am stat tot episodul așa, mă, ia, cum se vedea. Ai. Bun, fiți atenți aici, schimbări. Că vreau să fac o schimbare acum, că sunt curios cum o să joace echipa așa. Pac. Ia să Suarez. În locul lui nu știu cine o să intre. O să intre unul la mână, Arthur. Nu știu, băieți, o să mai ținem așa cu gen cu kick-off-urile și fără carieră sau online până apare versiune, până gen o să fie uai, pe 21 sau nu știu, când o să aibă și ceilalți acces la ăsta care o da pre-order. Fiindcă, bă, Nu. Te aștegăm. Fiindcă până atunci squadurile nu sunt la zi făcut, deci... Sergio Busquets. Fiți atenți ce schema le fac. Griezmann. Gol. Era să aruncă calculatorul de pământ. Ai, uite acolo ce celebrare. Se pupă cu Messi, bă. Griezmann și Messi. Bun, De Jong acolo la pressing, bă, vai, de când am așteptat să vin De Jong la Barcelona. Nu știu, v-am zis, sunt un fan mare al Barcelonei. Chiar îmi place echipa, m-am uitat la fiecare meci din campionat, alea. N-am fost foarte mulțumit, sincer să fiu, dar e timp să își revină. Bă, eu pe cine am dus acolo în stânga? Rakitic. Bun. Nebunul ăsta are un pace de pâsca de bot, are cred că 94 pace. Ca și bărbuț, de fel. Messi la cap! Nu știu cum a ajuns mingea aia la Messi, dar a ajuns. Messi, hai. Wow!
Bă, Messică, Messică, ăsta e omul meu. Lionel Messi, bă băiți, ăsta e viitorul. Bă, bine joacă și Messi. Messi, deci pe în fiecare an la FIFA o avansat, efectiv. Adică la un moment dat mi se părea că atât de inutil lui, deși era avea Messi. Ori nu știam eu să-l folosesc, ori chiar era inutil. Acum, momentan conducem cu 3-0 pe Real Madrid. Oh, băi, cum s-a dus ăsta? Victorie 3-0 cu rivalii de la Real Madrid. Bă, băieți, eu am fost Armin Uitas. Dacă v-a plăcut acest episod, să apăsați și voi pe butonul de like și de subscribe, mai ales dacă mai vreți episoade de genul. Eu am fost Armin, vă salut, ciao.